Crima a fost comisă într-un bar aflat în centrul comunei Salcia din Mehedinți. Soția celui ucis spune că bărbatul său a fost toată ziua plecat. Aseară, chiar înainte de tragedie, a vorbit cu el la telefon și a povestit că în timpul convorbirii ar fi auzit discuțiile dintre soțul său și agresorul de 40 de ani, dar nu s-a gândit nicio clipă la o asemenea nenorocire. Două ore mai târziu, sătenii au anunțat-o că bărbatul zace fără suflare în barul unde fusese înjunghiat. Am vorbit cu el la telefon, s-a luat cu el și tot îl înjura. Și a spus să vii acasă și n-a venit. Am venit și l-am găsit, atunci că înjura, i-ar fi zis să plece ăsta, s-a dus acasă, a venit cu cuțitul și l-a băgat în el. La o jumătate ceas după ce a plecat acasă, barmangiu ăsta de aceea, a fost anunțat că l-a omorât pe Neagoie, că așa îl cheamă, Neagoie Cristinel. Și i-a dat cu cuțitul dintr-o lovitură în inimă direct. Anchetatorii spun că între cei doi a intervenit un conflict după ce au băut. Inculpatul a părăsit localul și s-a întors după aproximativ 30 de minute, înarmat cu un cuțit, cu care a lovit victima în zona inimii. Lovitura a fost una puternică, profundă și a condus la decesul victimei. În cauză se fac cercetări, sub astfel să vășim infracțiuni de omor. Suspectul a încercat să fugă, dar a fost prins de polițiști care l-au găsit în scurt timp. A fost audiat toată noaptea pentru omor calificat și a fost reținut pentru 24 de ore, urmând să fie propus pentru arestare preventivă.